Vă mai amintiți de ziua Izabelei, petrecerea cu 170.000 de invitați pe Facebook? Ei bine, același lucru s-a întâmplat acum în Mexic. Adolescenta Ruby Ibarra și-a aniversat cea de-a 15-a zi de naștere, alături de mii de străini care au sărbătorit chiar și mii de kilometri ca să ajungă la eveniment. 1.300.000 de oameni și-au anunțat inițial participarea. Localitatea La Jolla din Mexic a fost luată cu asalt de mii de oameni din întreaga țară care au venit aici special ca să participe la quinceañera lui Ruby. Aniversarea a căpătat notorietate pe întreg mapamondul după ce tatăl fetei, invitat printr-un videoclip postat pe Facebook, pe toată lumea la ziua de naștere a fiicei sale. De fapt, invitația era adresată vecinilor familiei și nu întregii țări. Bună ziua! Vă invităm pe 26 decembrie la aniversarea fiicei noastre, Ruby Ibarra García, care împlinește 15 ani. Petrecerea este organizată în La Jolla. Mesajul a fost preluat pe mai multe canale de YouTube și a fost vizionat de milioane de ori, devenind subiect de glumă chiar și pentru vedete. Mai multe firme au oferit sponsorizări pentru petrecerea anului, iar o companie aeriană a făcut chiar reduceri de 30% pentru biletele de avion către La Jolla. Am făcut 15 ore pe drum. Nu am mai dormit de 24 de ore. Venim din Houston, Texas. Am condus 20 de ore ca să ajungem la petrecerea lui Ruby. Venim din Guatemala cu motocicleta. Am făcut 13 zile pe drum. Mai multe cluburi de motocicliști vor face drumul acesta ca să ajungă la petrecere. Însă petrecerea a fost umbrită de decesul unui bărbat care a murit după ce a fost lovit de unul dintre caii care participau la o cursă. Omul s-a stins din viață în drum spre spital. După o slujbă religioasă, Ruby și-a făcut cu greu loc printre invitați, camerele televiziunilor, fotografi și reporteri, ca să ajungă la concertul dedicat ei pe imensa scenă în aer liber. Mâncarea a fost din plin, la fel și alcoolul. Neîncăpător s-a dovedit a fi însă micul oraș La Jolla, sufocat de sutele de mașini și de motocicletele petrecăreților. Poliția a fost chemată să dirigeze traficul, iar Crucea Roșie ca să acorde asistență medicală în caz de urgență. Ruby a avut, cu siguranță, o aniversare de neuitat.